Ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, Mihaela Costel, vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, cum începe ieri gala? Îl vedem pe Patrick că aduce în discuție ce s-a întâmplat în spate cu Robi. După părerea mea, a vrut să scoată în evidență că, vezi, doamne, Robi suferă după Virginia. Din punctul meu de vedere, mai mult ca sigur, cred că i-a părut rău văzând momentele alea frumoase dintre ei atunci când Robi chiar o plăcea pe Virginica. Dar se pare că am avut iar dreptate. Robi a fost foarte deranjat de Virginica, chiar dacă ar fi o înțelegere între ei. Pe bune, el este deranjat de caracterul urât pe care îl are Virginica și că din orice ea face o dramoletă. Orice ar face Robi, pentru ea e dezastru. De aici mă duc cu gândul faptul că ea a spus că tatăl ei seamănă cu Robi. Nu este adevărat. Dacă semăna cu Robi, îl înțelegeai perfect și nu te mai supărai ca proasta pesată. Părerea mea că Robi regretă doar momentele frumoase pe care le-a avut cu Virginica, dar nu va putea să treacă nici afară peste obrăzniciile și geloziile și orgoliile prostești pe care le are Virginica. Părerea mea că ei vor fi și afară exact cum sunt în casă, vor fi o zi, două buni, cât este Virginica umană, iar când devine diabolică și geloasă cu gelozii de-astea de nebunie, Robi va fugi de ea în continuare. De asta v-am spus de foarte multe ori că ei sunt cei mai reali și în mod special Robi. Robi nu poate să fie, după părerea mea, fals. Ceea ce gândește, aia vorbește, ceea ce simte, aia face. Dacă era pervers, din punctul meu de vedere, Robi marșa în cuplu perfect, îi accepta toate ifosele Virginicăi și nu avea niciun deranj. Exact cum face jandarmul. Jandarmul acum, mai nou, când, de fapt asta am văzut de mult, când îl deranjează creața că este penibilă și ipocrită, începe și râde că, vezi, doamne, este amuzant, e nebună. Ea așa face că e nebună, ceva de genul. E, în schimb, Robi nu. Aduceți-vă aminte că el de prima dată i-a spus Virginiei, când l-a împins, când el a vrut să o pupe, a plecat nervos pe scară și spunea ceva de genul, mie nu-mi plac gesturile astea. Și ieri, în emisiune, i-a spus de nu știu câte ori, că s-au arătat chiar materialele, că lui nu-i place în primul rând femeia care țipă și care are gesturi de lasă-mă, eu sunt miezul. Dar Virginica este genul de persoană care Robi nu acceptă, tare în gură, proastă în meserie, care dă cu pumnul în masă. Fapt, Virginica n-a înțeles un lucru, că și de Giulita s-a îndepărtat tot din aceste motive, că ea era cea care spunea eu sunt o femeie care dau cu pumnul în masă și dacă îi convine bine, dacă nu, nu. E, nu i-a convenit și ai rămas la gara obor. Așa că, Virginico, eu am curat să jur că și afară vei rămâne la gara obor. Nu de alta, dar se vede că e sămânță de scandal, se vede că ești foarte arogantă și zeflemistă și ți-a spus bine Roberta ieri a fost top, că tu vrei să te dai ceea ce nu ești, când de fapt ești o arogantă și o zeflemistă și prea plină de tine. Dar de fapt nu este nimic de capul tău, tu vrei, tu decât ceri, vrei și aia, și aia, și aia, dar tu nu oferi nimic. Și atunci intervine
caracterul tău urât. Părerea mea, dacă se zvonește că Robbie se va împăca cu ea, se va împăca pentru o perioadă foarte scurtă, că automat Virginica va reveni la vechile obiceiuri și nu o să poată să treacă Robbie peste aceste gelozii și aceste pretenții, că ea este petențioasă. Virginica este foarte petențioasă și nu cred că va putea Robbie să accepte multe figuri și fose de la această individă Virginica. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori, pe Giulita, că este foarte deranjată de Roberta, că răspunde și citește mesajele de afară Giulia. Păi, tu ar trebui să fii de mult supărată. Dar de ce te deranjează? Măi, Giulita, că tu erai aia care spuneai pe mine nu mă interesează hate-ul. Păi, s-a văzut cu ochiul liber că nimeni nu te suportă, măi, Giulito, pe faptele tale și dacă te întorci înapoi la scaun, nu te întorci din cauza susținătorilor, că s-a văzut ce-i pe live-ul tău. Te întorci ca și-a vrea staff. Nu că te-ar plăcea foarte mulți telespectatori. Nu, drăguță, sunt două, trei pupeze, la fel ca tine, amețite, fără soartă, fără viață și se regăsesc în tine. Cealapa și taringură, proaste în meserie. Și normal că nu-ți convine când Roberta a apărut și ce crezi? Toată atenția pe care o avea Robiță, aia micuță care mai era pentru tine, eu acordă Roberte. Și normal că ți-au venit dracii. Și faza cu plânsul tău, ăla a fost un puseu de nervi. Că vezi, Doamne, să nu mai spună Robi că tu ești îndrăgostită de el, că este înjositor, umilitor. Doamne, dar ce fază făceai? Păi, drăguță, chiar ai arătat în acea fază că ești isterică. Și că, de fapt, ești foarte deranjată, exact ca Virginica și ca Berbeca, când vi se spune adevărul în față. Și adevărul spus în față unui prost are reacțiile tale și ale Virginicăi și ale Berbecăi. Cam asta se întâmplă când știți că vă lovește în soartă, în adevăr. Asta se întâmplă cu prostul. Când îi spui că e prost, se agită și sare de fund în sus. Iar tu, acum vrei să o dai că n-ai fost îndrăgostită. Păi și atunci, tot ce ai făcut până acum, ai făcut la mișto, că îți dă speranțe în camera roșie, că se joacă cu tine, că tu l-ai simțit real în camera roșie și că este real și când iese din camera roșie nu mai este real. Păi alea ce sunt? Nu sunt faptele tale de îndrăgostită că îți faci tu vise, că vise, am spus bine, că te place Robi? Acum și Robi, îl știm destul de bine. Spune că ar vrea să se cloneze ca să nu mai sufere nebuna satului. Giulita, nu de alta, dar mănâncă în disperare când e mai nervoasă. Și o era în deaua. Păi, Robi, părerea mea că dacă faci 10 clone, toate vor fugi de asta, de Giulita, și ea spune că îl vrea pe ăla real. Păi, cum să spun eu, Robi ăla real nu te-ar băga în seamă decât să facă panarame și să râdă de tine. Atât în viața reală, dar ca să fii partenera lui de viață, niciodată. Și s-a văzut cu ochiul liber, dacă vă dă două calde Robi, sunteți în cap. Și n-ai cum să fii în cap decât dacă ești îndrăgostită, fetiță, dacă îl visezi noaptea. Și o altă chestie, măi, Giulita, ca să vezi că ești proastă pe bune și crezi că noi nu vedem. Dacă te întrebăm ce a făcut Robi acum 2 luni, nu uita că tu știi și câte zile are cu Virginica și când s-au împrietenit și când s-au certat și ce vorbe au spus. Tu știi tot. Păi cum poți să știi tot despre un bărbat? Uite, te-aș întreba ce a făcut Bogdanel. N-ai să știi să spui. Dar dacă te întreb orice de Robi, îmi spui și când a mâncat și unde a mâncat un sandwich sau ce-o fi mâncat. Și atunci, scuză-mă pe mine, faptele tale ne-au demonstrat nouă
și concurenților că ești în cap după robi, iar plânsul tău isteric a fost că te-a demascat și că nu mai suporți să ți se spună că ești îndrăgostită și, de fapt, robii te umilește. Acolo e problema. Ai înțeles? Iar faptul că l-ai propus la eliminare, încă o dată ne-ai arătat cât de diabolică ești, exact ca Biencuța, care plângea cu lacrimi de crocodil și muci în cascadă după Laurențiu și l-a propus la eliminare, că voi aveți o variantă, ori ca mine, ori deloc, te omor. Astea sunteți voi, de-aia rămâneți singure, de-aia aia s-a culcat și a făcut colecție de concurenți din Casa Iubirii și tot singură e. Acum cine știe, cine o mai tovărlie eu și pe aia. Fii mi-ar scârbă de voi și vă mai întrebați și vă mai minunați și vă uitați cu la cer și îl întrebați pe Dumnezeu de ce nu aveți soartă pe faptele voastre urâte și caracterul vostru urât de femei bombardiere fără fapte, tari în gură și proaste în meserie. Ce am mai văzut, dragii mei telespectatori? Berbeca. Berbeca, din punctul meu de vedere, o altă frustrată care acum vrea să facă TikTok, că a venit ea cu platou de la mama sa de acasă, din Craiova, și că ea e miezul. Mă, fetiță, măi, Kinga nebuna. Berbeco, în primul rând, când mergi să dea dracii, dacă nu se cutremură pământul, e și crăcănată și e și urâtă, dacă nu era nasul ți să accidenta ochii, și mai e și proastă. Dar de când și până când trebuie să facă lumea ce vrei tu. Băi, băi, astea care veniți cu arfe de Jilava și de Târșor, doar la pușcăriașe am văzut arfe de genul ăsta, lasă șmecheria și lasă vorbitul din mâini și gesturile de ginafelă. S-a văzut cu ochiul liber și a văzut o țară întreagă că ești proastă de bubui. Fapt că tu ești ofticată, că ți-a dat-o Ștefan la temelie, că a arătat lumii întregi cât de proastă ești, că tu plângeai ca o disperată și credeai că, mamă, Ștefan e al meu și Ștefan îl durea în cot de tine, spunea, cu așa nebună, ferească Sfântul. Și de asta tu acum cazi pe Roberta. Dar de fapt este frustrarea ta că Ștefan a arătat cât de cealapa ești. Și tu ți-ai arătat caracterul. Și tu cazi acum pe Roberta. Că vezi, Doamne, lumea râde de tine din cauza Robertei. Nu, fetiță. Roberta nu a făcut nimic. Voi faceți și noi vedem cine-i vinovatul. Dar atât de proastă ești încât nu ți-ai dat seama și arunci pisica în curtea Robertei. Fapt că ție nimic nu-ți convine la Roberta și o bârfești și îți bârfești propriile prietene. Păi acum și-au dat seama și prietenele tale ce poamă ești. Măi, berbeco! Așa că un mare, mare dislike de femeie fără creier, de Gina Fele, care și mersul tău e de femeie tralala. Mai ai să-ți... Găsiți-mă o cutie de aia de conservă și dați-i să cânte în cutia aia de conservă. Să dea dracii că are... E plecată cu sorcova bine. Fetiță, suntem în mai. Aterizează pe pământ. Sorcova a fost în decembrie. Ferească Dumnezeu. Și bine ar fi ca mama ta, decât să stea să scrie în chat pe live, să te scuture, că uite hal de educație ce ți-a dat și hal de raționament ce ai. Mă, tu ai avut traume în copilăria ta, că ești ciudată rău, mă, berbeco. Vorbești, râzi, îți dai părul, eu sunt cea mai bună. E, vezi, vezi că o să vadă lumea. Mă, fetiță, ce ai? De unde? Unde-i copilărit? În Bălăceanca? Unde? Ferească Dumnezeu! Uită-te la tine ce față ai, că mi-aduc aminte de live-ul pe care l-ai făcut, toată lumea te făcea nebună. Că aveai figură de nebună. Ferească Dumnezeu, berbeco! Așa că, dragii mei, dragele mele, Virginica, Giulita și Berbeca, dați-vă cu reveneală și nu mai acuzați-o pe Roberta de multe, că de fapt vă acuzați pe voi și astea sunt frustrările voastre, că apare una care vă enervează doar prin simpla ei prezență. De ce?
că băieții roiesc în jurul ei. Vedem că se aduce în discuție și trandafirul pe care i l-a oferit Robbie Roberte. Acum, ce să spun? E un sentiment pe care majoritatea băieților îl au când vor să se apropie de o fată, dar și aduc aminte de fosta și încep să aibă regrete, să aibă niște sentimente mai ciudățele și parcă n-ar mai merge înainte cu asta care ar putea să fie o potențială iubită. Și mai ales că Robbie, părerea mea, a fost foarte dezamăgit că Roberta l-a ales pe Sebastian. El fiind fer convins, și eu sunt fer convinsă, că Roberta îl place pe Robbie, nici de cum pe Sebastian. Din punctul meu de vedere, Roberta va găsi un prieten în Sebastian, nici de cum un iubit, dar și Roberta are dreptate, pentru că Robbie a lăsat impresia tuturor că se joacă cu toate fetele și că nu are treabă cu niciuna, și atunci normal că nici Roberta n-a vrut să îi facă joc. Și cam asta se întâmplă. Robbie, ăsta este și reversul medaliei, în momentul când fetele nu mai au încredere în tine, vei vrea să găsești o fată să fie sinceră cu tine, dar se va juca și ea cu tine exact cum te joci tu cu fetele. Cam asta este faza când vă jucați cu focul. Părerea mea că tu cu Virginia, dacă te apropii acum, te apropii că ai văzut că oricând poate să fie eliminată, nu că nu ți-ar displăcea, că nu ți-ar plăcea Virginia, dar ești conștient că nu poți să treci peste caracterul ei urât și peste posesivitatea Virginiei. Dar vom vedea mai târziu. Observăm un lucru, că s-a zbătut creața să facă materiale, iată că niciun material în gală, cu creața păr înfuriat și sculat. Mai lasă Viagra de la păr și lasă tonul, creați-o dacă vrei să fii și tu în materiale în gală, că deja ne-ai agasat pe toți, deja ne este scârbă. Și ca să vedeți, dragii mei telespectatori, ce se întâmplă. Din câte am auzit, acum creața ar fi mai susținută ca jandarmul. E, jandarmule, cam asta se întâmplă când te lași manipulat de o femeie și acea femeie consideră că ești prost și trebuie să-ți ia ea fața. E, uite că ți-a luat fața și la voturi și în fața telespectatorilor. Dacă erai un bărbat asumat și stăpân pe situație, știi să-i spui creței când să stea pe pătrățica ei și să țină gura. Dar, de fapt, eu v-am spus că asta umblă la două capete. Ea a vrut să-l pună pe patic cu botul pe labe, dar totodată să facă și materiale și să fie ea pe cadru. Așa că, jandarmule, îmi pare rău să-ți spun, dar asta este realitatea. Se pare că creața de asta te-a ales, că știa că te mănâncă și te face pateu pe pâine. Cam asta e când nu ești bărbat și nu știi să te impui. Devine ea stăpâna ta și ajungi ca Ceaușescu să fii împușcat din cauza ei. Asta e. Bine ar fi să nu vă mai supărați pe mine și susținătorii concurenților și să stați să meditați la ceea ce spun și să vedeți că am dreptate. Chiar dacă nu vreți să recunoașteți sau nu vedeți acum, mai devreme sau mai târziu îmi veți da mie dreptate. Creața este foarte bandită, nu are nicio treabă cu jandarmul decât cât este în emisiune, iar după emisiune o să o vedeți pe Biencuța cu Ionică. Și așa are foarte multe de la Biencuța, această creață. Acest cuplu, jandarmul și creața, va fi Biencuța și Ionică. Măgărușul satului, jandarmul, și Biencuța este creața care ea îl manevrează și pune lesă și bodniță jandarmului când consideră ea. Fapt că acum ea este mult mai apreciată de susținătorii tăi.
De asta v-am spus, fiți corecți, fiți asumați și vorbiți cu voce tare. Ceea ce vreți. Să spuneți, dacă nu, vă ia locul una ca asta, care abia vă așteaptă la colț să vă dea la cap, spunând că este iubita. Exact cum face Virginica. Virginica l-a terfelit pe Robi și Robi, dacă și-a primit hate, și-a primit din cauza Virginiei. Iar acum, Robi, sper să fie un joc și să-i arate, să-i demonstreze Virginicăi că oricând el poate să o aibă din nou. Dar hate-ul pe care și l-a luat Robi și l-a luat din cauza Virginicăi, că ea a făcut o dramoletă și că a spus că nu poate, de parcă a înșelat-o, dar ea cere bărbați, lasă să fie pupată, merge în camera roșie cu Patrick și râde toată cu gura până la urechi. Și îl mai cheamă și pe Sebastian să-i arate Robertei că ea poate să ia orice bărbat are Roberta. Iar tu, Robiță, acum, dacă te vei împăca cu Virginica, crede-mă că vei fi pe urma jandarmului și a lui Ionică, cățeluș de bun de băgat în lesă și bodniță. Alegerea vă aparține, voi faceți, noi comentăm și tragem concluziile în funcție de ceea ce ne arătați voi. Eu am înțeles și toată lumea a văzut, Robiță, că ai fost foarte supărat în momentul când ai văzut-o la eliminare. De aici, încă o dată, ai arătat lumii trei și cei care înțeleg și citesc oamenii că tu ai plăcut-o la un moment dat cu adevărat pe Virginica. Și la ora actuală, încă, chiar dacă ai spus că nu ai sentimente, s-a văzut destul de clar că ai sentimente, dar te enervează răutatea ei. Și ce ai mai auzit tu despre ea? Și nu te lasă acel punct să treci. Dar, ca bărbat, vei mai trece. Nu știu. Este o harababura acum în capul tău, măi Robi. Abia aștept să vedem cât de înțelept ești și cât de bărbat ești și cum vei face următorii pași. Abia aștept. Dragii mei telespectatori, cam ăsta este rezumatul zilei de astăzi. Îmi pare rău că a plecat Alin. Părerea mea că Bogdanel trebuia să plece nici de cum Alin. Dar asta e. Ne bucurăm că săptămâna viitoare pleacă Babanca și încă o dată, ca să vedeți, dragii mei telespectatori, că Dan Andreea nu mai are informații, chiar dacă el acum o ridică în slăvi pe Roberta și pe Sebastian, se pare că nu are informații, din câte presupun și o luăm logic, concurenții încă sunt la emisiune, se filmează și fapt că el nu știe că s-a filmat gala și ce fel de gală a fost, cu eliminare, fără eliminare, cine a luat premiul. Asta înseamnă că de moment nu au informatori nici Iasmin, nici Sanda Predică, Sanda Sas și nici Dan Andreea. Și o dau așa, Dan Andreea, domne, nu s-a filmat. E, aflați că s-a filmat, că n-are cum. Ei mai trag o zi, două, până marți, după aceea pleacă. Deci două gale vor fi. Deja una este trasă și acum urmează a doua după plecarea Biancăi. Și așa, felicitări concurenților că ați înțeles o chestie. Dacă vreți să jucați corect și să nu zburați din emisiune, nu vă mai asociați cu astfel de oameni. Și vedem că nici Sorinache nu mai știe informații din casă. Iar Dan Andrei le bâșbâie și mai lungește ce mai știa de la Babanca până când pleacă. Să-l vedem de duminică după plecarea Biancăi, dacă acest Dan Andrei sau altcineva mai are informații, mai au informații din casă. Tare sunt curioasă și, apropo, concurenților, chiar dacă nu vă prind o zi, două, trei, o săptămână, tot vă prind și aflu cine dă informații. Așa că stați pe pătrățica voastră, știți destul de bine că ceea ce știu și ceea ce presupun, spun cu voce tare și la un moment dat se adevărește. Stați departe de astfel de impostori care vă cer informații din casă. Respectați munca celor din Canal D care stau după fundul vostru să fiți voi văzuți
pe TV. Vă las, vă doresc o săptămână minunată tuturor, mi-au venit nepoței, au intrat în vacanță, vă pup, la revedere, o zi minunată tuturor!